Afaceristul Cristian Mreanu, internat de urgență, nu mă simt prea bine. A recidivat cancerul. Cristian Mreanu este internat în spital. Starea de sănătate a acestuia nu este deloc bună, după ce în anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon, potrivit Libertatea.ro. Afaceristul a povestit care este starea lui de sănătate. Nu pot să spun ce fac prea bine. Sunt internat. E greu să spun. Cred că m-au ajuns blestemele. Nu mă simt prea bine. Nu sunt foarte optimist, subliniere din medicii în privind camera. Am avut o ruptură de tendon, a recidivat, s-a mai rupt odată, e o tumoare, s-a complicat treaba. A recidivat cancerul. Acum a plecat familia de aici. Eu sunt încat. Se întâmplă sublinierei la case mai mari. A fost sublinierei un preot. Sunt mulcumit. Nevastă, mi-a agesit pe cineva care va prelua toată agonisea alea mea, sublinierei se va ocupa de ce avem. Nevastă. Mea a rămas aici într-o rezervă, în caz ce se întâmple ceva. Acum am luat morfin, sublinierei am un tonus mai bun. Nici eu nu mai subliniere tiu ce e adevărat. Tot în spital sunt. Mă simt foarte bine aici. Vă invit aici, a spus Cristian Mreanu.